Apex Summit noiembrie 2017, trebuie să vă spun că sunt foarte încântată și entuziasmată că urmează să facem un interviu cu Alex Dona, Managing Partner Times New Roman. Alex, ce faci? Bună, bine! Cum a fost evenimentul până acum? Spune-ne așa! Măi, evenimentul a fost foarte interesant, mișto, chiar am prieteni care vorbesc aici și indiferent ce vorbești seara ca între prieteni, e foarte mișto să-i auzi cum prezintă. Prezentări ca lumea, oameni mișto, o grămadă de cunoștințe în sală, cam foarte mulți din cei care contează, am impresia că sunt aici. Și, sincer, trebuie să recunosc că eu vin foarte mult la evenimentele astea, mai mult un pic pentru networking. Așa. Dar, ceea ce pare să nu fie deloc greșit, pentru că, până la urmă, pentru asta și sunt, nu? Cineva ne spune mai devreme că vine la GPEC pentru că se întâlnește cu toți oamenii pe care îi cunoaște și mai bea o cafea. Sunt câteva evenimente rarisime, din păcate, în România, în care ai ocazia să te vezi cu toată lumea deodată și e eficiență maximă. Asta e foarte bine de știut. Bun, despre ce se întreb? Că te-aș întreba despre atât de multe, despre marketing, despre e-commerce, despre ce? Măi, pe zona de e-commerce, dacă mă pricepeam, aș fi fost speaker. Da, atunci deci, să marketing, hai să lăsăm, să nu fim ipocriți chiar. Bun, chiar ca specialist în marketing atunci, așa. Și owner de business, vezi că mi-am făcut temele. Da. Care vezi tu că sunt tendințele așa la nivel local, dar cred că mai curând ne interesează la nivel internațional, că de obicei luăm cei buni acolo și din ce punct de vedere? Din punctul de vedere al, nu știu, ownerilor, de exemplu, de magazine online, care ar trebui să își insereze, poate, nu știu, niște tehnici noi, tactici noi în strategiile de marketing. Ownerii de magazine online, cel puțin, ar trebui să-și dezvolte mai bine relația cu publicul și să se bazeze, dacă mă întreb pe mine, mai puțin pe volume. Știu că asta e o aberație de spus, pentru că online commerce-ul trăiește mai mult din volume și din marge mici, dar, din păcate, am impresia că mari playeri, cel puțin din România, au ajuns să se îndepărteze foarte mult de fanbase-ul lor și nu știu dacă poziționarea asta ca doar o alternativă mai ieftină este unde vrei să fii. Da? Și cred că ipocrizia trebuie tăiată de multe ori, pentru că hai să fim serioși, auzim aici speech-uri despre cum să încurajăm anumite lucruri, pe când practicile din piață nu arată neapărat o focusare pe așa ceva. Deci crezi că magazinele online în românești nu se concentrează suficient de mult pe clienți și pe nevoia clienților? Da. Okay. Cred și că, cum ar putea să facă asta mai bine? Că e o chestie care se învață, E o chestie care se învață, e o chestie în care trebuie să investești. Eu cred că mai degrabă un magazin online și-ar putea crește plaja de cumpărători, chiar dacă ar avea niște prețuri, hai să spunem, cu 0, ceva la sută mai mari decât alți competitori, dacă a reușit să stabilească o relație cu publicul lor și nu să fie repet doar un portal de pe care cumperi mai ieftin, pentru că aia e conjunctural, știi? Întotdeauna va putea apărea cineva care vinde mai ieftin sau să vină cu produs pe un preț de dumping sau cred că trebuie construit o relație în orice business faci, online sau offline. Și se poate face asta și prin campaniile de marketing pe care le ai sau prin campaniile de social media? Evident, pentru că toată e un univers, dar hai să fim serioși, campanii de marketing se fac din totdeauna, campanii de digital din nou, de hăt. Dar cred că trecem un pic de zona de banner, adică social media le dă ocazia brandurilor să fie personale și din păcate nu toate brandurile profită de asta. Pentru că hai să fim serioși, brandurile sunt intruzive în ce înseamnă social media. Social media înseamnă exact comunicarea între oameni asemănători, cu aceleași pasiuni, cu aceleași gusturi, cu aceleași intenții. Și ce le recomanzi? Ce greșesc ele în comunicare? Repet, nu se focusează pe client, se focusează foarte mult pe preț, se focusează foarte mult pe o grămadă de lucruri care sunt conjuncturale din punctul meu de vedere. Adică hai să fim serioși, vedem tot timpul player mari de la noi, că întotdeauna o să găsești un produs mai ieftin pe EMAG, dar altele mai scumpe, sau un produs mai ieftin pe cel.ro și altele mai scumpe, sau Altex sau oricare vrei tu. Dar nu crezi că asta vine cumva și dintr-o nevoie, că nu i-ar zice teama lor, de a vedea orice investiție că se întoarce sau că se trage da. Ceva? Pentru că până la urmă tot ce ține de... Am înțeles întrebarea. Întotdeauna o să fie diferența asta între big business și small entrepreneurs, știi? Și fiecare va avea punctele lor tari. Small entrepreneurs vor reuși să țină legătura cu publicul țintă mult mai strâns, mult mai aproape. Big business va face întotdeauna rulaje care le vor permite să aibă prețuri mai mici. Și întotdeauna, să știi că fiecare dintre ei, din ce am vorbit cu o grămadă de oameni, au tendința să se ducă către cealaltă, pentru că știe, vorbea, întotdeauna iarba e mai verde dincolo. Și în fond,
repet, nu vrei întotdeauna să ai un singur canal de vânzare, vrei să fie opțiunea în cazul publicului tău din toate punctele de vedere. Se vorbește foarte mult în ultima perioadă despre content marketing, deși content marketingul e... În ultima perioadă, adică ultimii 10 ani. Da, asta v-am zis. Nu, dar în ultimii 2-3 ani, cel puțin la GPEC, toată lumea insistă foarte mult pe ideea asta de să produci content pentru publicul țintă, să creezi, să arăți că există o relație și tot felul de lucruri de genul ăsta. Aici s-a cam trecut un pic peste asta, pentru că eu fiind de partea publisherului de atâția ani, de 10 ani de zile, am observat, li s-a aprins un beculeț mic, băi, trebuie să ne integrăm ca și content. Adică a fost momentul în care ad-urile începeau să nu mai livreze atât de bine, în care bannerele începeau să fie, fie ascunse de adblocker, fie pur și simplu să iasă din zona de focus vizual al cititorului, știi? Și atunci s-au gândit, compania, bun, hai să intrăm pe zona de content, să fim integrați în contentul ăla. Ceea ce a fost foarte mișto. Cu exemple de good practices, cu exemple de bad practices, că așa se întâmplă peste tot. Dar după care compania s-a gândit, stai mă, că o facem noi mai bine, știi? Și au început să-și dezvolte fiecare canale de content marketing proprii. După care, asta a fost a doua etapă și a treia etapă, acum s-au întors către publisher, pentru că ce au început să înțeleagă este că un publisher are o relație directă bazată pe afinități cu cititorii lui. O zonă în care, de exemplu, un Mercedes nu poate să vină să vorbească despre mașini, pentru că este incredibil. Nu este credibil, cum, dar nu are credibilitate. Da? Da. Cum o să ascult eu ce părere are Mercedes când nu vorbește de BMW sau de Audi? N-am cum să am încredere. Întotdeauna o să am nevoie de o revistă auto care să spună, da? Care să mă fi câștigat de-a lungul timpului, să am încredere în ei, da mă, testul ăsta e pe bune. Ai o mașină mai bună pentru că, ai mai bună pentru că toate sunt bune sau proaste în aceeași măsură. Știi? E, și acum văd că s-au întors și mai văd o nouă tendință, by the way, de a construi platforme integrate de către companii care să, pur și simplu, aproape brandul să nu se comunice deloc. Pur și simplu încearcă să genereze niște platforme de content. Dar, din nou, fiind vorba de corporații versus oameni de presă, cred că va lua foarte mult timp până implementează o viziune coerentă în sensul ăsta. Da, ți se pare că mai livrează sau că mai performează la fel de bine conținutul scris în zona asta de content marketing după ce avântul videoului a fost așa ceva de speriat? Da, rupe, pentru că trebuie să ne gândim la o chestie, adică să nu uităm o chestie. Întotdeauna tot ce va însemna media sau comunicare nu este altceva decât o bătaie pe timpul consumatorului, da? Uh-huh. Întotdeauna se va cuantifica câte ore pe zi pierde în fața televizorului. Câte ore pe zi pierde în fața laptopului, cât timp stă pe telefon. Bun, când a apărut telefonul, practic, devenea din start un canal alternativ. Adică, ok, stăteai și pe telefon și te uitai și la televizor. Treșeai un pic, știi? Mm-hmm. Dar, în fond, este o bătălie pe timpul lui. Cred că în momentul în care noi consumăm media din ce în ce mai mult pe mobile și din ce în ce mai mult în spații publice, te provoc. Uită-te tu acum la un video sau citește un articol. Ce o să preferi? În situația dată cu atâția oameni în jur. O să-ți fie greu să te uiți la un video. Da, corect? Da. Vei profita în minutele libere sau când ai o pauză de țigară sau ceva să scrollezi, să citești câteva dintre articolele tale favorite. Da, asta e o perspectivă foarte bună. Cum vezi social media? Nu știu, ea cum mă vede. Păi nu știu cum te vede ea, te vede foarte activ. Zic da. Eu, da, te vede foarte activ, păi și da, cu o comunitate foarte, foarte mișto în jurul tău. Păi da, mă, da, despre asta e ideea în social media, nu trebuie să arăți cine ești tu. Da, nu, cum vezi social media? Hai să fii serios. Și trebuie să fii sincer. Așa. Deci aseară mi-am pus o poză pe Facebook, mă rog, avusesem eu o poză acum ceva săptămâni cu o sticlă de vin foarte scumpă, știi, era de aia pe Poș, gen. Așa. Și aseară mi-a făcut prietena mea o poză în timp ce lipeam niște taloane de la Mega, dacă nu mă înșel, știi? Și chiar am simțit nevoia, frate, să o dăm public, pentru că noi nu trebuie să ne ascundem, fiindcă nu suntem toți tot timpul îmbrăcați la 4H sau nu suntem toți tot timpul în cea mai bună formă sau cele mai aranjate, cele mai fardate, cele mai, știi? Social media, it's about people. Și oamenii trebuie să comunice, să fie sinceri. Și asta trebuie să facă și brandurile, pentru că, repet, brandurile sunt intruzive în social media și câtă vreme nu-și asumă chestia asta și nu vor încerca să minimizeze gap-ul ăsta, dar uite-te și tu. Să fie mai umane. Să fie mai umane, dar toate campaniile de succes din ultimii ani de social media, că am norocul să și jurizez o mare parte dintre ele, alea sunt cele mai de succes. Alea în care brandul
nu știu, adresează cauze sociale, vorbește cu oamenii, pune oamenii într-o lumină reală, te face să te identifici în momentul ăla cu spotul respectiv sau cu ad-ul respectiv sau cu ce vrei tu, știi? Sau cu povestea respectivă. Alex, îți mulțumesc foarte mult. Am putea să vorbim o zi întreagă, nu? Despre marketing și social media. Da, e plăcut. Ar fi foarte frumos. Și vă stau la dispoziție oricând. Mulțumim tare mult și te invit să te bucuri de evenimente mai departe. Băi, mulțumesc mult. Mulțumesc.